Guvernul majorează la 250 de lei sprijinul lunar pe care îl acordă elevilor care frecventează învățământul profesional. Din ce în ce mai mulți elevi vor alege această formă de învățământ potrivit estimărilor autorităților. În acest an școlar, fiecare elev care va frecventa o formă de învățământ profesional va primi de la stat 250 de lei sub formă de bursă profesională potrivit unui proiect de act normativ al Guvernului. De fapt, Guvernul acordă această bursă încă din anul 2012 în baza unui act normativ adoptat la acea vreme, dar până acum valoarea ei era de 200 de lei. Acum, prin acest proiect de act normativ, valoarea bursei crește la 250 de lei. De bursa de 250 de lei vor beneficia aproximativ 100.000 de elevi care se află acum în anul 1, 2 sau 3 din învățământul profesional.